Ajutoare, haideți să le numim nu ajutoare, deci este vorba despre, vorbim întâi despre alimente, care acestea sunt greu perisabile, ulei, zahăr, făină, orez, conserve, dar totul la bax, că este mai ușor și pentru că este stat extracomunitar, este foarte greu ca cineva să le ia din nou la ambalat, pentru că timpul este scurt și este foarte bine ca persoanele, le mulțumim foarte mult că sunt alături de noi, dar trebuie să înțeleagă că tot trebuie să fie la bax, mai bine un bax de apă decât două sticle de un fel, două sticle de un fel, adică pentru că fiind transport umanitar, ele trebuie inventariate, trebuie puse la bax, că altfel nu putem trece cu ele în Ucraina și atunci este foarte bine ca aceste alimente și tot ceea ce se donează, că se donează cazarmament, adică pilotă, pătură, este bine ca ele să fie noi, că dacă nu sunt igienizate și nu au hârtie că sunt igienizate, este mai greu să le gestionăm. Aceasta este ideea, strângem cât se poate de multe, în primul, când se va face primul transport suntem acolo, dar trebuie să înțeleagă că aceste lucruri care se donează, fie că este cazarmament, fie că este aliment, este recomandabil să fie pe bax.